Circulația în Iași a fost dată peste cap de o căruță. Scăpat de sub control, atelajul cu doi căruțași care păreau să fie beți, tras de un cal nărăvaș, a făcut legea pe un bulevard din centrul orașului. Urmând un traseu doar de cal știut, căruța a avansat haotic printre mașini. Totul spre disperarea șoferilor. Fiecare s-a ferit cum a putut. Pe imaginile surprinse de un șofer se observă cum unul dintre căruțași bițuiește de zor animalul speriat de trafic, ajungând chiar în fața unui tramvai. În fericire, nimeni nu a fost rănit.